Biblioteca județeană Ovidiu Însușeanu Hunedoara Deva, în parteneriat cu Institutul Confucius din Sibiu, Liceul de Arte Sigismund Oduță din Deva și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, continuă proiectul început în anul 2013, proiect cultural-educativ ce are drept componentă centrală organizarea de cursuri de limbă și cultură chineză și tai chi la Deva. Biblioteca județeană Ovidiu Însușeanu Hunedoara Deva anunță pe această cale organizarea în continuare a cursurilor gratuite de limbă și cultură chineză și a cursurilor de tai chi și în anul școlar 2016-2017. Înscrierile la aceste noi cursuri se vor face de către cei interesați personal pe baza actului de identitate la Secretariatul Bibliotecii Județene în perioada 1 martie-27 mai 2016. Pentru cursul de limbă și cultură chineză sunt 100 de locuri disponibile, iar pentru cursul de tai chi 50 de locuri disponibile. Cursurile vor începe în ziua de 3 octombrie 2016. Cei care vor parcurge aceste cursuri vor avea avantajul și privilegiul de a se familiariza cu limba chineză. Cu simbolistica ei specifică, vor cunoaște din ce în ce mai bine cultura, civilizația și o bună parte din tradițiile poporului chinez.